Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează dobânzile creditelor în lei, a crescut din nou cu 2 puncte procentuale, ajungând la 2,49%. Nivelul acesta nu a mai fost consemnat din decembrie 2013. Ratele la credite explodează și indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 2,58% de la 2,57%. Președintele Iohannis s-a oferit să medieze conflictul dintre guvern și BNR. Creșterea indicelui ROBOR la 3 luni cu 29 de puncte de bază în 2 săptămâni, atingând un nou record al ultimilor 3 ani și jumătate, este cauzată și de o mutare făcută de BNR. Potrivit legii, conducerea unui automobil cu ITP expirat este una dintre cele mai grave abateri pe care le poate comite un șofer. Amenzile prevăzute în codul rutier pentru această încălcare a legii sunt cuprinse între 315 și 700 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare a mașinii. Recent însă, legea a fost înăsprită. Astfel, din data de 20 mai, sancțiunile pentru ITP expirat vor include suspendarea pe loc a dreptului de a circula și reținerea plăcuțelor de înmatriculare. Obligația de a efectua ITP-ul revine, conform ordonanței, deținătorului legal al vehiculului, însă din mai va reveni deținătorului certificatului de înmatriculare. Pentru mașinile de uz personal, inspecția se face în continuare odată la 2 ani. De la 1 ianuarie însă, cei cu mașini mai vechi de 12 ani trebuie să se supună unor reguli noi. Trebuie să treacă de ITP anual. România ocupă locul 3 din Uniunea Europeană în topul țărilor cu cele mai mari deficite bugetare din 2017. Deficitul ar putea exploda în acest an peste limita admisă la nivelul UE de 3%, avertizează Comisia Europeană. Deficitul bugetar al României ar urma să ajungă la 3,4% din PIB în 2018, conform previziunilor economice de primăvară publicate de executivul comunitar. Comisia Europeană a menținut estimările referitoare la creșterea economiei României la 4,5%, iar pentru 2019 se așteaptă la un avans de 3,9%. Execuția bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a încheiat cu un deficit bugetar de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, mult mai mare decât cel de anul trecut. Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Olt au executat ieri o serie de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor de încălcare a normelor legale privind regimul piscicol. 2 persoane din Fărcașele au fost depistate în timp ce desfășurau activități de pescuit cu prostovolul în albia râului Olt, încălcând prevederile legale privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în 2018. În ambele cazuri s-au întocmit acte de constatare pentru încălcări ale prevederii ordonanței numărul 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Uneltele de pescuit au fost ridicate de la făptuitori. Documentele întocmite de jandarm și bunurile ridicate au fost predate organelor de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor. Referendumul pentru familie ar putea avea loc pe 10 iunie sau 17 iunie, a anunțat joi Florin Iordache. Cred că undeva pe un 10 iunie se va putea organiza referendumul pentru organizarea Constituției. Toate partidele politice responsabile și toți vor susține acest demers de modificare a Constituției. Este normal, suntem partea Uniunii Europene, dar avem propriile tradiții. Suntem pentru modificarea Constituției, nu putem nega tradiția și eforturile celor 3 milioane de români, a mai spus Iordache cu referire la referendumul pentru familie. Noi am spus că vom susține o inițiativă de modificare a Constituției și așteptăm ca președintele să promulge legea referendumului și în aceste condiții Senatul să adopte forma adoptată de Cameră, a mai explicat fostul ministru al Justiției.